În ultimul timp, aproape orice oraș din România a început să aibă o problemă cu traficul. De-aia e bine să-ți cumpere o trotinetă electrică, iar de-aia sunt eu aici, să-ți recomand una. Ausom GX1. Hai să facem un review. Avem aici o trotinetă electrică care prinde 25 de km la oră, dar compensează lipsa de viteză cu range-ul. Cât ține bateria? Între 65 de km și 80. Vine cu o baterie de 48 de volți și un motor de 500 de W. Fiindcă acesta este un review, nu trebuie să pierdem foarte mult timp. Hai să o scoatem. Vino încoa să vezi ce avem în pachet. În toate ambalajele astea urâte se află o trotinetă frumoasă. Asta e tot ce contează. Și când zic frumoasă, chiar e frumoasă. Ce îmi place foarte mult este că producătorul în pachet nu ne-a pus prea multe ambalaje decât astea. Dar pe noi ne interesează asta. După cum vedeți, este o trotinetă destul de compactă și ce am văzut înainte să scot tot de pe ea este că față de alte trotinete pe care le-am folosit, are varianta de ghidoane rabatabile în interior și asta ajută foarte mult. Hai să vedem. Ajutorul meu de nădejde este un burghiu. Arată bine. Dar sincer, are cam multe ambalaje ca să o protejeze. Fii atent la asta. Atât de simplu e să o montezi. Și are și cric. După cum vezi, nu ne-a plictisit cu prea multe ambalaje și prea multe chestii. Cam asta e tot ce e în pachet. Ambalajele la urâte și chestiile astea necesare. Avem un manual de funcționare care e foarte bun. Mie mi-a căzut jos și am și călcat pe el. Două chestii de-astea de reflectorizare, să nu dea mașina peste noi, sunt importante. Ne-a dat niște imbusuri, că suntem niște săraci și nu avem imbusuri acasă. O mufă de încărcare și un încărcător. Simplu dat. Înăuntru pachetului ai două chestii de-astea care sunt foarte abrazive. Să nu alunești de pe ea, poți să le lipești pe ea, dar strică cromatica. Eu nu le voi pune. Vino mai aproape să arăt niște chestii mult mai tare despre această trotinetă. Înălțimea ghidonului este ajustabilă pentru ea mai lungani, pentru ea mai piticoți. Cum se ajustează super ușor. Îl tragi la nivelul dorit, după care rotești de câteva ori treaba asta și zang. Simplu dat. La început o să ți se pare că jonglează ghidonul, ca un joc. Trebuie doar să le strângi, nu încoace. Dai de ele. Nu mai joacă nimic. Dai și de ăsta la altul. Stabilă. Hei, 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 nu te duce mai încolo. Vino încoace să vezi bordul ăsta SF-ul. Treci în spatele meu. Ce crezi? Ea nu se pornește ca orice altă trotinetă pe un buton. Îți trebuie o cheie de asta. Și ei îți dau 3. Ai grijă de ele. E momentul să folosim și chestia asta de la o dată ei. Prin a strânge bordul. Să nu jongleze. Pe lângă toate treburile astea avem și claxon. Atenție, dacă ți-a apăsat pe el, claxonează de două ori. Ha, hai să vezi ce șmecher se pornește. Ia vino coace. Prima oară, dăm apțipildul ăsta jos. După care ținem apăsat pe acest buton. Și o să ne ceară cardul. Iar cardul, ce credeți? E chiar aici. Șmecherie. Și nici nu e scumpă. După ce ai pornit-o și ai pus cardul, ridici cricul și ai plecat. După prima tură mi-am dat seama că merge cam ușor, dar m-am deșteptat pe parcurs. Are 3 trepte de viteză. 1, 2 și 3. Încet, mediu și rapid. Noi o să testăm pe cea mai puternică. După prima tură cu ea, nu e cea mai viteză umană, doar 25 de km la oră, dar compensează cu autonomia, între 65 și 80 de km autonomie. Practic, poți să te duci din 3 încărcări din București la Constanța. Hai să-ți prezint bordul. Aici este nivelul bateriei, 49%. Ăsta este butonul de on-off pe care ți-a apăsat, treapta de viteză superioară, treapta de viteză inferioară. Doar apeși odată, se dă pe 2, mai apeși odată, dai pe 1. Apeși odată pe plus, ai dat-o pe 2. Apeși odată pe plus, ai dat-o pe 3. Aici îți arată câți kilometri ai la oră. Maxim 25. Dar cred că real o să fie un 24. Când mergi prin oraș sau și pe la sat, ai nevoie de lumini, pentru că o folosești și noaptea. Vino încoa să arăt ce lumină are asta. Odată ai semnal stânga-dreapta. Nu știu câte trotinete ai auzit cu semnal. Apeși odată și pleacă semnalul și față și spate. După vreo 15 licăriri,
se stinge singur, iar dacă ții pe acest plus apăsat, 3 secunde, a plecat banda LED. Da, trotinetă cu bandă LED, tată. Și nici măcar nu e scumpă. Vreau să fii atent un pic la stopurile astea. Bam, 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 bam. La astea, nu la astea, pentru că ăsta e reflectorizant. Ăsta este conectat la trotinetă. Pac, 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 pac. La proba de test, fii atent, că nu vreau să-i fac test doar pe asfalt. Vreau să facem test enduro, hardcore. O să o ducem pe drumuri cu gropi, tată. Dar prima oară, hai să vedem cât de bune e. Fii atent la suspensia asta. Cu asta mergi pe orice drum, tată. Face și scheme. Ne-am distrat cam mult cu ea într-o parcare. Hai să o scoatem pe un drum adevărat. Cu gropi multe și dificultăți. Am venit cu ea pe un teren care nu este foarte practicabil pentru o trotinetă. Exact cum v-am zis, ea este Ami, care vrea să conducă și ea. Așa că o să o testăm odată pe gropi și gropi mai mari decât astea, nu pe gropile astea, și pe pietriș. Mi se pare foarte important să o testezi și pe aceste tipuri de drum pentru a putea îi da un feedback și a-i oferi un review complet. Așa că începem să mergem cu ea pe drumuri, pe pietriș și pe gropi, să vedem ce viteză prinde, cum se prezintă și cât de stabilă e, pentru că avem suspensiile astea care par destul de bune. Pentru să-i dăm o notă. Eu sunt în partida mea de pescuit de 30 de zile, sunt undeva în ziua 8-9 când filmez eu acest clip. Așa că hai să o luăm la o tură cu GoPro-ul, să vedem cât de stabilă e, cât de mult ne bălângănim și să vă dau feedback-ul corect. Foarte mult pietriș. Prima chestie pe care am observat-o, deși are suspensia atât de mare, înaltă, pompoasă, nu poate să taie total din zdrângănitul pietrișului, care, vedeți, este destul de mult. În schimb, am observat că dacă ținem acest buton de accelerație pentru câteva secunde, nu știu, 10-20 de secunde, își ia un oarecare pilot automat, ceea ce am mai văzut și pe la alte trotinete, adică nu este o noutate, adică nu trebuie să mai ții apăsat pe el, ci merge acolo la putere constantă. O chestie importantă, în schimb, pe care am observat-o, este că nu prinde 25 de km la oră decât pe drept. Nu prinde, pe teren accidentat, nu are 25 de km la oră în viteza a treia. Avem trei viteze, da? Și prima oară când o luat, acest bord, îi spunem acest bord, trebuie trâns foarte, foarte bine, pentru că pe teren denivelat îți va juca și va cădea spre tine și nu o să-ți ofere o experiență neplăcută și o să aibă un joc după. Eu l-am strâns prima oară, dar acum văd că are un joc. Așa că am mers pe teren cu pietriș, hai să mergem și prin niște gropi un pic mai mari. Wow. Wow. Ok. Deci era cât de cât să cad cu ea, din cauza că s-a afundat în pietrișul ăsta.
Hai să o vedem și la gropi cum se prezintă. Deci suntem în pant aici. Bă, foarte bine absorbe, sincer. Nu ne-a așteptat de bine. Și nu e o laudă. Dar nu te face să zumb gura. Asta e important. O să vedem. Destul de puternică și pe urcare, sincer. Ideea e că toată presiunea se duce în arcul din suspensie. Și destul de bine, nu e cea mai performantă, adică nu e ca și cum nu simți nimic, dar nu te dezechilibrează de pe ea. Pur și simplu îți oferă o neplăcere. Ok? Bun. Bun, am dat în ce am găsit mai rău din acest drum. Pot să vă zic că nu absorbe, să zici că mergi în mașină, și nu cred că ai putea pe așa ceva, pe o trotinetă, pe două roți. Însă un opt veritabil, pentru că în momentul în care dai de un teren mult mai denivelat, adică constant, groapă, 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 nu te face să-ți pierzi echilibrul de pe ea. Asta e o chestie importantă. Le simți un pic în mâini, pentru că îți intră tensiunea din groapă în trotinetă, trotinetă în mână. Însă își face treaba bine. Suspensia are un arc aici. Această suspensie își face treaba bine. E și drăguț. Așadar, ce pot să vă zic este că e o trotinetă bună. Nu este nici foarte, foarte scumpă, nici foarte ieftină. Îți faci treaba cu ea liniștit. Poți să o achiziționezi. O să vă las link-uri în descriere. Ce trebuie să aveți în vedere este că nu prinde viteză maximă decât pe un asfalt, pe un teren plan, curat. 20 de km la oră prinde pe pietriș, pe teren denivelat, gropi, etc, nămol. Să aveți grijă la aceste chestii, că nu sunt stabile, nu stau aici permanent și ar putea să iasă de tot, poate să rupă. Ok? Pe fiecare parte. Bateria ține destul de mult, eu am folosit-o deja 10 km, din 48 din 46. Dacă doriți informații despre trotinetă, în descriere aveți toate informațiile pe link. Eu am fost cu Conac, follow pe Instagram Conac Oficial, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uitați, sunt în aventura mea 30 de zile pe lacul Tâncă Beș 2, undeva în ziua 8-9 când vedeți voi treaba asta, să verificați TikTok-ul pe care îl găsiți tot în descriere, pentru că sunt foarte activ acolo, live-urile seara pe Omegle și pescuit în același timp. V-am pupat!